Hei, este Al Tolea Omul și bine v-am găsit la un nou episod special. Astăzi este ziua României și noi o să sărbătorim această zi mirifică construind echipa naționalei României, care de asemenea ne-a făcut o bucurie imensă și ne-a calificat la Euro de pe primul loc într-o grupă cu Elveția, cu Israel, cu Kosovo. Am avut, nu pot să zic, o grupă foarte accesibilă, o grupă ușoară în ghilimele cu câteva echipe, dar au fost și câteva echipe care ne puteau surclasa din toate punctele de vedere, însă noi am luptat cu spiritul, am luptat cu ce am putut și ne-am calificat la Euro 2024 și vom merge în Germania alături de Franța, Anglia, Italia, Belgia, Germania. Deci o să avem o primăvară și o vară incendiară, de fapt cred că o vară, că dacă nu mă înșel, în vară începe campionatul ăsta mondial. Cam astea fiind spuse, hai să trecem și noi la episod. Dar înainte să trecem la clipul nostru, vreau să vă urez tuturor cetățenilor născuți în România, atât români, cât englezi, germani, francezi, indiferent de nație, un la mulți ani, pentru că astăzi se împlinesc 105 ani de la unirea României, de când avem forma asta de pește, să zic așa, pe care o știm toată lumea, forma aia așa frumoasă de pește, nu știu să fac un pește din mâini, dar ați înțeles voi ideea. Pe 1 decembrie 1918, la Alba Iulia s-a semnat tratatul de unire a României cu Transilvania, cu Banat, cu Crișana, cu Țara Ungurească, dacă nu mă înșel, și ne-am format o Românie mare. Deci încă o dată la mulți ani tuturor, 105 ani de România, la cât mai mulți înainte. Cam astea fiind spuse, hai să trecem și noi la episodul nostru propriu zis. Am vrut să mă bag să construiesc echipa așa, am intrat puțin din greșeală pe exchange și am văzut că s-au băgat exchange-urile astea noi, din nou. Așa că noi o să începem construirea României, întâi făcând acest d-ăsta. Aici am cumpărat-o câțiva smolareci de-ăștia. Bam, ce avem aici? Avem bam, 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 cred că mergem așa. Și aici avem noi niște bartra pe care am cumpărat cu vreo 200.000, dacă nu mă înșel. Avem o șansă la un 88-91. Hai să vedem ce ne pică din primul pachet. Și îl luăm direct. Hai să vedem un stack bun și frumos și mare. Fraolo, arde. Aolo. Ololololololo. Ololo. Cred că avem de făcut și de aici un d-asta. Ăsta-l facem foarte ușor, bam, bam, și aici îl băgăm pe Ducure. Pe Barta îl mai păstrăm, pe Bartra. Hai să vedem de aici. Hai! Hart! Hart! Inima! Bun. De aici nu o să-l fac decât păsta, pentru că alții nu se merită. Îl băgăm pe Riz, pe Sosa și pe Gonzalez, pentru că nu avem ce face cu ei. Hai să ne de aici dacă avem un walkout. Nu avem nici de aici. Un rulier. O să dau eu căștile puțin mai ce. Și avem și un team of the week. Puțin cam scumpus zic eu. Dar vedem. Îl facem cu Rodriguez și probabil Bonucci, Pepe, Mkhitaryan, Talisca și Kepa. Diego Leite. Îl băgăm pe ăsta, Zagadu, pe Max și cam atât. Hai să vedem. Un team of the week. Avem o șansă la noul Team of the Week, la noi jucător. Nu e un Team of the Week bun, dar avem un jucător special, un rating mare, Italia, Chiesa. Nu e Chiesa, el ălalt, e Berardi. 86, nu e rău, 600.000, cam rău. Da. Astea nu o să le fac momentan. Nu se merită. Acum o să le facem mai încolo. Hai să mergem puțin să construim noi echipa noastră rapid și frumos. În primul rând a trebuit să alegem o formație care să ne avantajeze pe toți. Formația pe care am ales-o nu știu dacă va fi un 4-5-1, pentru că nu prea am ce face cu acest 4-5-1. De aceea o să mergem puțin și o să alegem un 4-4-1-1 atac. O să jucăm cu KF și o să avem pe cineva special pe KF, deci nu va fi o problemă. Hai să începem cu apărarea. O să începem de la stânga la dreapta și o să luăm primul jucător care va fi un fundaș stânga. O să dăm după filtre, o să dăm după poziții, selectăm LB și îl avem pe nimeni altul decât unde ești tată. Aoleu, filtru obțin.
O să vreau să dau și cu România. Am selectat România și primul nostru jucător care va intra în echipă, un jucător care mi-a plăcut foarte mult la acest turneu de calificare, să zicem așa, Bancu. Nicușor Bancu, care a rupt flancul. Nicolae Nicușor Bancu rupe flancul, pentru cine știe despre ce vorbesc aici. Arată și interesant, are pace, are și defending acceptabil, driblează, are physical. Ce trebuie băiatul ăsta. Din păcate n-am putut să cumpăr toți jucătorii pe care mi-aș fi dorit eu să-i bag. Am cumpărat ce am putut să cumpăr, pentru că sunt foarte, 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 foarte multe oferte. De exemplu, pe Yannis Hagi n-am putut să-l cumpăr pentru că are undeva la vreo 500 de oferte de vreo 2 zile. Bun, începem cu primul fundaș stânga. Primul nostru fundaș stânga este, după o poziție de CB, primul din cuplul nostru de fundaș este Radu Drăgușin, jucătorul care, zic eu, a fost cel mai bun jucător pe partea de fundaș, și el și cu Rațiu, care și-au făcut cea mai bună treabă pe partea de fundaș. Nu îl iau în calcul și pe Burcă și pe Bancu, dar zic că Drăgușin a fost puțin peste. Al doilea fundaș, cum ziceam, Burcă, doar că nu se poate cumpăra Burcă, l-am luat pe Nedelcearu pentru că a fost mai ușor de cumpărat. Și cuplul nostru de fundaș este Drăgușin cu Nedelcearu. Pe partea dreaptă, cum am și zis, va fi nimeni altul decât, hai să-l selectăm frumos aici, Andrei Rațiu, omul de care nu ai spațiu, care l-a băgat în buzunar pe Vinicius. L-a luat, l-a zis, bă, tu stai aici în buzunar, tu alergi, eu alerg în față, tu stai, l-a luat în spate și alerg primul. Nebunie cu Rațiu ăsta. Are Rațiu o viteză și arată foarte, foarte superbă. Deși are doar 72 pace. N-are 72 pace, să fim sinceri. Nu arată el așa. Pare rău că zic, nu arată așa. Mai departe, pe partea stângă, pentru că am și zis că o luăm de la stânga la dreapta, îl avem pe omul care a dus egalul, care a evitat înfrângerea cu Elveția, omul nostru Mihăilă, care a fost un jucător excepțional pe partea de atac. Eu îl văd mai mult atacant decât spre mijlocaș, cum l-am pus în această formație, dar din păcate nu am cum să-l pun altfel. Se vede 86 pace-ul ăla, se simte în joc. În realitate se simte foarte, foarte bine. Mai departe, primul nostru mijlocaș central este nimeni altul decât, cred că toată lumea știe deja, omul care a dat golul acela superb din lovitura aia liberă, Nicușor Stanciu, Nicolae Stanciu, jucătorul care, părerea mea, unul dintre cei mai buni CM la momentul actual din România, să zicem așa. Nu știu dacă e cam, cred că același nivel cu Răzvan Marin, pe care din păcate n-am putut să-l cumpăr pe Răzvan Marin, în schimb l-a luat pe Marius Marin, altul n-am găsit. Marius Marin, Marius mă cheamă și pe mine, l-am preferat pe el. Aveți Insta unul în descriere, Marius Alexandru underline underline. Nu uitați de acela, în același timp, nu uitați să apăsați pe butonul acela de like dacă sunteți români. Like, mă, dacă îți place România. Scuze-te-o, nu te uiți tu la asta, dar îmi cer scuze pentru că îmi place prea mult fast. Da, trecem peste. Nu uitați să apăsați pe butonul acela de like, pe butonul acela de subscribe. De asemenea, să lăsați un comentariu cu orice vreți voi, un la mulți ani România ar fi foarte, foarte drăguț. Să scrie acolo în comentarii, la mulți ani România, la mulți ani tuturor cetățenilor români. Hai să trecem mai departe cu primul nostru mijlocaș dreapta. Mijlocaș dreapta care este nimeni altul decât Denis Man. Jucător care are o viteză excepțională, coleg cu Mihăilă. Se înțeleg foarte bine unul cu altul, arată foarte bine, a jucat impresionant. Nu știu dacă chiar a și intrat în ultimele meciuri, pentru că nu am avut curent în ultimele meciuri ale României, din păcate, pentru că vremea de afară mi-a zis, bă, nu ai nevoie de curent, și mi-a tăiat stâlpul, trecem peste. Dar el, ca jucător, arată foarte, foarte bine, plus că altul nu prea am reușit să cumpăr pe partea dreaptă în atac, el a fost cam singurul. Mai departe avem un atacant care are niște probleme foarte mari în realitate, nu prea reușește să marcheze, dar a reușit să marcheze acum, ceea ce ar putea să-i dea o speranță că va putea reveni la forma lui de altădată. Acesta este George Pușcaș, care
nu pot să zic că a calificat România, dar a ajutat la calificarea României în meciul cu Israel, dacă nu mă înșel, sau cu Elveția, nu mai știu. Cu Israel, parcă 2-1 ne-a dat Pușcaș. Foarte, foarte, a dat Pușcaș și cu Hagi. Deci, foarte, foarte tare. Iar pentru ultimul jucător, jucător acela pus pe CF, va trebui să intre la Mystery Signing, să-l colectăm de aici pe domnul Hagi. Dacă n-am reușit să facem rost de Hagi mic, îl băgăm pe Hagi mare, care vine la echipă în formă de Icon, român, Chame, Icon, bineînțeles, domnul Hagi, pe care aș și dori să-i fac un screenshot, dar nu știu dacă am cum să-i fac un screenshot. O să fac, uite așa, tata Hagi. Și mergem acum și cu tata Hagi, 13 milioane costă, îl avem pe Lam. La celălalt Mystery Signing îl avem pe Bremer, dacă nu mă înșel, cu Schneider, nu mai știu cine e. Nu mai știu, l-am pe telefon. Da, am verificat acum, este Laudrup și cu Bremer, 89 și cu 88. Laudrup 89, Bremer 88, CB și cu left winger. Pentru cine are nevoie de un left winger de 89, Laudrup. Cu toate că nu are, mi se pare că are niște weak foot-uri mai proaste. Hai să mergem să-l băgăm și pe tata Hagi, să vedem cum arată echipa completă cu el. Poziționăm aici poziția de CAME. Foarte, foarte drăguț. Și l-avem pe tata Hagi, care intră în echipă. Este un jucător bun, dacă vreți să-l băgați în echipa voastră principală, merită. Eu cred că o să și îl bag în echipă. Ultimul jucător este portarul. Portar care ne-a făcut cele mai frumoase parade. A ținut România în joc de atâtea ori. Portarul fiind acest Horațiu Moldovan, care, părerea mea, unul dintre cei mai buni portari români actuali. Nu știu dacă neapărat all time din toate campionatele, dar cel puțin din România este cam cel mai bun portar. Cred că l-a și luat puțin pe Târnovanu, care, nu știu, îl văd puțin mai bun pe Moldovan decât Târnovanu. Amândoi sunt cam la același nivel, dar Moldovan e puțin peste și e bine că avem calitate în poartă, chiar e foarte bine că avem calitate în poartă. Cam asta este echipa finală, așa arată după mine, după cum am văzut eu și după cum am putut să cumpăr de fapt jucători, mai bine zis, echipa finală a României, care ne-a calificat la Euro 2024. Desigur, locul lui Hagi este Hagi mic, doar că nu am putut să-l cumpăr, așa că l-am băgat pe cel mare. Nicio mare diferență, tot Hagi cheamă pe amândoi. Na. Alibek nu există în joc. M-am gândit să-l cumpăr pe Olaru, dar a jucat mai mult Marin. A jucat Moruțan, nu l-am putut cumpăra. Mai complicat cu băieții acolo. Dar este ok. După mine cam ăsta arată într-o proporție de 70% primul 11, cel mai bun al României. Și nu în calitate de overall, ci în calitate de cum joacă jucătorul în momentul actual, cum joacă în sezonul ăsta, cât de bine joacă. De exemplu, Rațiu pe partea dreaptă din 69 ar avea lejer, cred că un 75, joacă extrem de bine în La Liga. Deci, felicitări lui, succes tuturor românilor de aici pe care îi vedem în fața noastră, inclusiv lui tata Hagi ca antrenor. Și poate mai câștigă Faro o dată campionatul peste un an, 2, 3, 4, cine știe. Cam asta fiind spus, încă o dată la mulți ani România. Nu uitați să apăsați pe butonul acela de like, pe butonul acela de subscribe. Eu am fost Sony și noi ne revedem cu siguranță la un nou clip și desigur seara pe un live. Pa, bă! Ăsta e refren ca la mine, nu găsi, nu se leagă de piesă, nu trebuie să-l gândiști. Vizic de două ori ca să vă captez atenția, că suntem în război și muzica e muniția. Ăsta e refren ca la mine, nu găsi, nu se leagă de piesă, nu trebuie să-l gândiști. Vizic de două ori ca să vă captez atenția, că suntem în război și muzica e muniția.